Dilema veche la timpul prezent. Un dosar despre bărbat, despre mainstream-ul pe care îl reprezintă sau îl reprezenta până de curând, dar și despre schimbările din lumea de azi, schimbări care îi slăbesc puterea și despre cum le face față, propune săptămâna aceasta revista Dilema Veche. Bun găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și discutăm astăzi pe marginea acestui dosar al Dilemei Vechi împreună cu jurnalista Iaromira Popovici. Bun venit! Bună ziua! Și antropologul Dinu Guțu, autorul volumului Ultimii oameni, etnografia unei peluze, o monografie dedicată ultrașilor. Bun venit la Radio România Culturală. Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație. Dosarul acesta cu titlul M, masculin, este de fapt și o dezbatere despre femei, sau mai bine zis despre relația dintre femei și bărbați în lumea de azi și în lumea de ieri. Cum i-ați ales, Iaromira Popovici, pe cei care au răspuns la temă? Da, bună întrebare și corectă. I-am ales greu pentru că, în general, majoritatea persoanelor care se oferiseră să scrie la temă sau care erau mai ușor de găsit erau femei. Am zis să nu avem atât de multe femei și am ales pe criteriul egalității între sexele colaboratorilor. Glumesc, dar nu total. Nu, deci avem trei persoane care studiază feminismul, sau nu le spunem feministe de-a dreptul, Laura Grünberg, Irina Costache și Diana Neaga. Ele erau fost reprezente ca și colaboratoare și la tema cu femeia. Și au fost preluate aici pentru că tema asta răspunde într-un fel în contrapondere cu tema femeii și după care m-am gândit că îmi trebuie și niște bărbați, ca numărul să nu iasă profund feminist. Și pe Marius Vintilă recunosc că l-am abordat și am și spus că pe o persoană așa cu vederi ușor maciste și nu s-a dovedit așa în articol. A avut un articol foarte echilibrat. Sorin Costre, care este profesor la Facultatea de Filozofie, trebuia să aibă o abordare mai neutră, filozofico-istorică. Iar Dinu Guțu și cu Gabriel Jderu erau, ei veneau cu exemplele concrete, cu studiile de caz, cu subculturile masculine. Câte mai sunt, ce se mai întâmplă cu ele, asta o să spună Dinu mai mult. Iar Liliana Nicolae era cu exemple de meserii masculine, ar mai e un articol al Andrei Nae, despre ideologia bărbatului neo, cel care crede sau nu în povești naționaliste. Și cam așa i-am ales pe criteriile astea. Dar cum de sunteți interesată de această temă a masculinității? Vrând nevrând, cum să zic, având în vedere relațiile pe care noi femeile trebuie să le avem cu sexul celălalt, trebuie să înțelegem ce se întâmplă și cu el. Bărbăție și schimbare, v-ați intitulat argumentul care prefațează dosarul. Care ar fi schimbările cele mai semnificative ale lumii de azi care slăbesc puterea celor considerați mainstream-ul sau chiar lumea însăși, cum spuneți în argument? Da, mă rog, sunt niște schimbări despre care cei din număr vorbesc sau cele din număr vorbesc mai curând. Sunt probate cu date, dar nu de mine personal, nu știu exact în ce măsură s-au schimbat, sunt niște schimbări pe care le presupunem sau le simțim, le intuim mai curând, despre care vorbeam și cu Dinu la început. În sensul unei înmuieri, cu ghilimele de rigoare, a bărbatului în sens pozitiv, el devenind mai empatic, mai tolerant, mai împărțind lucrurile cu femeile, dar asta e o chestiune de mediu social, de generație, o să intrăm după aia în amănunte, adică nu putem generaliza. În ce măsură aceste schimbări au apărut și se fac simțite și în societatea românească, Dinu Guțu? Bun, nu sunt un specialist în bărbați, o să fiu poate subiectiv din punctul ăsta de vedere. Mă gândeam, așa ca și punct de pornire, ce spunea Iaromira mai devreme, odată că bărbatul în societatea noastră, nu știu dacă s-au făcut studii în zona asta, a fost cel mai degrabă suferind decât femeia în perioada asta a tranziției. Și de ce spun asta? Să ne gândim la, din punct de vedere ocupațional, la faptul că, nu știu dacă știți, cea mai des întâlnită ocupație în România la ora actuală este cea de agent de securitate. Nu e întâmplătoare treaba asta, pentru că o bună parte din disponibilizările din anii 90, din privatizările cu cântec pe care le știm, au și acest efect de ca fostul muncitor din fabrică să devină astăzi un fel de lumpen proletar care, nu știu, aduce într-o farmacie medicamentele de pe raft sau, nu știu, stă de veche jos la
nu știu, la un club sau lucruri de tipul ăsta. A trebuit să se reprofesionalizeze fără voia lui în toată perioada asta. Deci sunt zone în care se întâmplă asta în masă, pur și simplu în România. Și cu femeile nu se întâmplă același lucru? Vorbesc la nivel macro, deci generalizez. Profesorii mei, probabil, dacă m-ar asculta, nu mi-ar da dreptate, dar în mare și-au găsit foarte multe dintre, nu vorbesc neapărat de București, dar în zona asta, industrie ușoare, care totuși a mai supraviețuit pe aici, pe acolo, în România, a mai existat în condițiile în care sunt, probabil ați citit articole de etnografie din zona asta, nu sunt cele mai bune condiții, dar totuși femeile sunt cele care au ținut de multe ori casa în perioada asta. Dar nu se întâmplă doar în România, mai tot spațiul ăsta ex-socialist, ex-sovietic găsești cazuri de acest gen. De exemplu, în Republica Moldova femeile sunt cele care țin gospodăria, pentru că ele și-au găsit mult mai ușor de lucru în străinătate. Deci, dintre cei 1 milion de moldoveni plecați, într-o mare proporție sunt femei decât bărbați. Pe vremuri era o vorbă: nu ești bărbat dacă nu ai făcut armata. Acum că armata nu mai este obligatorie, care ar fi probele, care ar fi ritualul trecerii de la adolescență la starea de bărbat? Nu știu dacă generația asta de copii o mai are în vreun fel sau altul, dar nu știu, joaca noi asta... Noi suntem exact la această generație, cred, care nu a mai trebuit să facă armata. Da, joaca asta de armatele o găsesc foarte bine, de exemplu, băieții din galerii, care o imită și e un soi de rit de trecere, cum ai spus tu, de la adolescent la bărbat, acolo te călești, acolo înveți să faci schimburile astea de bere, să îți înfrunți simbolic sau mai puțin simbolic adversarii din galeria cealaltă. Deci, nu știu, chiar și în plină postmodernitate, lumea și-a găsit tot timpul tertipuri sau substitute pentru vechile obiceiuri, spuneai tu, de armată. Galeria de fotbal e un soi de imitație simbolică a ideii de armată. Cântece, spirit din ăsta belicos, steaguri care imită un soi de armata unei țări și tot așa mai departe. Până la, de exemplu, ritualul cel mai interesant la ei e la Ultra și e cel al furtului steagului, care e împrumutat din armată și e absolut universal în orice galerie din lume. Deci furtul unui steag, grupurile care formează o galerie, au un steag, reprezentarea numelui și a simbolului respectiv. Atunci când el este furat, indiferent cum, grupul respectiv trebuie să se dizolve și deci moare și nu mai poate fi format vreodată sub același nume și cu aceiași membri. Deci e o chestiune preluată din armată. Armata română are și astăzi acest articol stipulat. Deci un batalion, atunci când se fură steagul, e considerat înfrânt. Și pentru zona urbană, pentru oamenii care trăiesc totuși la oraș, care nu se confruntă neapărat pe terenul militar, care ar fi probele, unde se arată bărbăția? Păi, sportul este o virtute în sportul sine? Sportul categoric. O să vedeți tătici cu copilul de câțiva ani de mână care se transformă la un meci de fotbal, mai ales, sau și la celelalte sporturi se întâmplă cam același. Sportul categoric e un locuitor pentru vechile tradiții. Nu întâmplător, în societăți de astea maciste, cum este cea rusă, de exemplu, pentru singurele două sfere pentru care există buget nelimitat, așa cum spunea tovarășul Putin, e armata și sportul. Deci aici nu oprim niciodată bugetul, tocmai pentru că e un interes sporit pentru ambele. Iar Romira Popovici, este eleganța o virtute? Eleganța masculină, da, este sigur, este o virtute. Vreau doar să spun recunoscută. Recunoscută. Vreau doar să mă întorc un pic la ce ați vorbit voi înainte cu bărbații care își găsesc mai greu de lucru. Să spun doar că e un articol despre care n-am vorbit, la Raluca Ibalo, care e pe tema asta, pe tema generației, mă rog, ea spune taților noștri, care au trăit această dramă a inutilității după Revoluție, mulți fosta clasă muncitoare, cu ghilimele sau nu, de dinainte, și care nu și-au mai găsit utilitatea după, și un articol interesant. Da, este o virtute, sigur, depinde în ce măsură și cât de exagerată, că înțeleg că există tot soiul de tendințe masculine de a exagera eleganța, care duc și ele la diverse mode și subculturi, și că există un articol în număr pe tema asta, cred că cel al lui Alcor Crișan. Metrosexualul este bărbat? Ce întrebare! Da, este, sigur. E unul din exemplele
să zicem, în muierii, cu ghilimele, iarăși ale masculinității, dar există și lumber sexualul, nu? Și care e bărbat în toată puterea cuvântului, să zicem, glumesc sau acum. Sau nu, da. Da. Da, este exact un bărbat căruia, care imită, de fapt, și își cumpără semnele puterii de la, sau, și autenticitatea, deși e o discuție lungă, dacă ce înseamnă autenticitatea și de unde și până unde spunem că ceva e autentic sau nu. Și, iarăși, dacă un bărbat... Masculinitățile s-au schimbat profund și noi avem o imagine idilică, romanțată de obicei despre aceste lucruri. Spunea de lumber sexual, este exact o caricatura lumii în care trăim. Nu știu, vorbesc de București în genul ăsta, asta e societatea pe care o cunosc eu, dar nu știu, dacă ne referim, de exemplu, la clubul Harley Davidson din București, sunt băieți care merg la un loc unde cafeaua este 15 lei, să zicem, da? Dar conduc niște motociclete care în anii 70-60 erau adevărate frici morale pentru establishment, pentru mainstream, da? Adică trafic de droguri, devianță, Hells Angels, ne spun lucruri bărbăție în sensul absolut raf, puternic al cuvântului, da? Față de actualii posesori ai acestor motociclete, care odată nu știu să-și repare motocicleta singuri și sunt și își permit să aibă o asemenea motocicletă care începe de la poate ajunge până la 35.000 de euro o bucată. Deci sunt din zona upper middle class a societății, dar își cumpără semne ale fostei glorii masculine din anii 70. Nu se întâmplă doar cu asta, mai toate brandurile clasei muncitoare și a masculinității din zona clasei muncitoare occidentale, în cazul nostru, sunt împrumutate și răstălmăcite de cei care dețin resursele în societate la ora asta. În timpul dictaturii comuniste, bărbile erau interzise, bărbile și pletele erau un semn al indisciplinei, al nesupunerii, poate al dezordinii, al anarhiei, și atunci nu erau permise. După, începând cu anii 90, barba a reintrat în modă. Cum mai este astăzi? Ce mai înseamnă astăzi barba pentru un bărbat? Nu știu să spun. În niciun caz nu este semnul înțelepciunii de pe... A, nu, categoric. Îl poartă și Dani Mocanu și zona asta de interlop a început să poarte. Habar n-am, e mai degrabă goală de conținut și mi se pare un soi de modă care o să dureze câțiva ani și o să plece așa cum au fost, nu știu, pe elementele de-astea vintage și retro la fetele indie hip în acum 6-7 ani. Capitalismul are nevoie de o continuă schimbare, de noi forme continui de a se reinventa. Pentru deci barba este o formă de adaptare la capitalism? Categoric, nu știu. Și la ce vinde el, nu știu, la ora actuală. Astăzi avem barbershop-urile astea care sunt în vogă. Peste 10 ani mă îndoiesc că ele vor mai rezista și o să trebuiască să inventăm altceva. Eu așa le văd. E strict ca pe o chestiune de stil care durează pentru o anumită perioadă de timp. Dinu Guțu, ați scris în dosarul de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche despre ultrași, ca reprezentanți ai unui model de masculinitate. De fapt, ce sunt acești ultrași? Care ar fi caracteristicile masculinității lor? Cine ar fi ultrași? Sunt băieți din care reprezintă societatea în care trăim, adică sunt din diferite medii, de la avocați, doctori, profesii liberale, mai puțin lumea din corporație prezentă, recunosc aici, până la, nu știu, persoane din zona clasei muncitoare, deci sunt reprezentate toate mediile, până la doctori în diferite domenii și așa mai departe. Da, m-ați întrebat de masculinitatea lor. Da, sunt o ultimă formă așa de comunitate masculină, dacă doriți, prezentă în urbanitate. Deci trăim într-un oraș destul de cosmopolit, globalizat, în care devenim tot mai alienați unii de alții. Individualismul ăsta vestic se impune și e firesc să se întâmple așa. Ei sunt o formă de rezistență, dacă vreți, la treaba asta. Deși în restul timpului puteți avea ultrași la angajați la acest radio fără să știți, nu știu, sunt e ca un fight club, un club secret care se întâlnește în weekend la meciurile de fotbal ale echipei cu care țin. Tocmai masculinitatea pe care o reprezintă ei se manifestă doar într-un context anume, pe stadion sau mai nou la proteste în stradă.
ce reprezintă modelul lor pentru lumea de astăzi? Nu știu dacă își propun să reprezinte vreun model pentru cineva, mai mult cred că râd, că sunt, se văd mai degrabă un antimodel și nu stau prea bine cu PR-ul, dacă vreți, pentru că în general presa și poliția, cei care creează realități despre ei, sunt ușor împotriva lor. De exemplu, orice ziar de sport, dacă va scrie o știre despre ei, va fi neapărat una care trebuie să creeze senzațional, implică violență și lucruri de tipul ăsta. Mă întrebați de proteste. Da, violența asta de stadion, de multe ori simbolică, și tipul ăsta carnavalesc care se întâmplă, care îl provoacă acolo prin cântece, coreografii și așa mai departe, poate fi ușor dus sau spre zona asta a politicului. Mă gândeam că ei, cel puțin de la protestul în 2012, și-au mai continuat și cu Roșia Montana și sunt în general... Peluza e un soi de poiana lui Iocan, așa că discută, e foarte puțin despre fotbal și foarte mult de fapt despre ce se întâmplă, ce e social valabil și important pentru ei în momentul respectiv. Și berea dinainte de meci e mai importantă decât prezența la meci în sine. Cred că tot o chestiune de masculinitate, nu știu, pub-ul englezesc cam tot asta înseamnă, da? Ca să revin la proteste, da, ei au dat culoare cumva protestelor din 2012 și nu mă gândesc nu numai la solidaritatea și exercițiul ăsta pe care l-au constant cu jandarmeria, pe care o tot văd săptămânal și au o experiență cu ea destul de deasă, dar au dat culoare și prin cântece. Mă gândesc doar la grupuri de feministe care au împrumutat prezenteșele în piață și care au împrumutat cântecele ultrașilor și schimbându-le doar versurile și punându-și agenda lor pe cântece din galeriile de fotbal. Deci cultura de protest din România, mă rog, mai săracă în momentul ăla, a fost cumva, i-a dat culoare fenomenul ăsta ultras, cum își spune. Da? Chiar așa, Iaromira Popovici, cum au schimbat curentele feministe percepția asupra bărbatului? Da, nu știu, adică nu știu dacă au schimbat-o curentele feministe sau lumea în general, evoluția societății a schimbat-o, dar în orice caz ele au avut niște teorii despre schimbarea percepției asupra bărbatului, teorii care sunt prezente și aici în număr, cumva în articolele celor trei doamne feministe se vorbește de influența patriarhatului negativă și asupra bărbatului. Adică, în sfârșit, cum să zic, bărbatul nu mai e văzut ca, doar ca, iarăși pun ghilimele, ca opresor, ci ca și ca victima patriarhatului, care l-obliga să facă față altfel, foarte dur. Se vorbește despre bărbatul care nu are voie să plângă, care nu are voie să plângă, mai ales în fața femeilor, care trebuie să-și reprime emoțiile, deci care nu avea voie să se dea în spectacol, să zicem, sau să pară slab în fața femeilor. În sfârșit, acum i s-a dat voie, adică societatea a evoluat în așa fel, sigur că și teoriile feministe ar fi avut un rol, încât, cel puțin teoretic, nu știu dacă în practică, bărbatul s-a mai eliberat de șabloanele care erau asociate și de stereotipurile lui. Deci bărbații s-au emancipat datorită feminismului? Am zis că nu neapărat, dar teoriile feministe explică lucrul ăsta. Nu cred că s-au emancipat datorită feminismului, pentru că și femeile și-au schimbat poziția atâta timp marginală, nu intrăm acum în amănântele astea feministe, și au fost mult mai mult cot la cot cu bărbatul, au, precum se știe, lucrează, câștigă uneori la fel de mulți bani sau mai mulți, nu știu, depinde de societate, depinde de locul despre care vorbim, și atunci treburile casnice, sarcinile domestice, iarăși, și aici sigur că sunt foarte diferențiate în funcție de mediul rural, urban, de vârstă, au început să fie iarăși împărțite, bărbatul a început să fie mai sensibil la ele, nu există chiar situații în care bărbații, nu neapărat la noi, deși au concediu de paternitate, stau cu copii, deci da, putem spune că și teoriile feministe au schimbat și practica socială, nu știu care e raportul exact între ele, care pe care le-au schimbat, practica pe teorii sau teoriile practica. Diana Neaga de altfel vorbește în articolul ei despre feminism ca mișcare și pentru eliberarea bărbatului. Dar cum sunt receptate la noi teoriile feministe? Da, cred că e foarte discutabil și depinde foarte mult de mediu. Cred că în anumite
medii urbane, iarăși cu o medie de vârstă ridicată, cu studii superioare, sunt bine receptate și cred că în altele lumea habar n-are de ele, nu există, nu știu, pot să mă completeze și Dinu, adică cred că în anumite părți mi se pune problema lor și nu sunt cunoscute, dar cred că în orașele mari, universitare, sunt cunoscute și pot fi bine primite sau măcar neutru, nu negativ sau ostentativ negativ. În teorie sau și în practică? Și în practică, vrând nevrând, pentru că, nu știu, de la parlament, la tot soi de corporații sau sunt locuri în care e nevoie să fie și femei angajate, femeile trebuie să fie tot mai prezente în anumite locuri în care înainte nu erau. Trebuie să avem o femeie și aici, adică există niște norme care le reglementează, niște norme europene și atunci, vrând nevrând, da, sunt acceptate. Nu știu dacă în mod esențial, și aici e de discutat, sunt bine primite într-un mental colectiv național. Spuneți că trebuie să fie și femeile prezente la nivel decizional, dar vin ele și cu agenda lor de femei? Vin aici, nu știu destul, adică da, din îndoiesc. Nu sunt nici specialist, nici femei, dar din ce văd, din păcate nu o fac și mă gândesc în primul rând și la lideri mari de partide politice care sunt femei, nu au dus pe agenda deocamdată, așa cum în teorie spune feminismul că etica grijii sau domeniile mai feminizate care implică grijă, cum ar fi sănătatea sau educația care implică creșterea unui copil și sunt mai degrabă domenii feminizate decât armata, securitatea, care sunt domenii masculinizate. Respectiv, nu, femeile care au existat până acum în zona politicii românești, cu foarte mici excepții, au militat în zona asta. Din fericire, e o generație pe care o văd în spate de feministe militante grassroots, care în primul rând se mai uită și la femeile din alte clase sociale decât cele realizate cu facultăți și doctorate, ceea ce e absolut îmbucurător, pentru că de acolo trebuie să pornim ca să emancipăm cu adevărat o lume. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. La final aș dori două scurte concluzii. Cum va arăta bărbatul de mâine? Care va fi modelul său? Dinu Buțu. Nu știu, un bărbat care e adaptat schimbărilor pe care le trezește, nu știu, lumea asta așa, în care capitalul e puterea, înseamnă puterea. E un bărbat adaptat și e un bărbat flexibil la cei în jurul lui și cumva într-o încercare de recuperare a vechii identități odată cu efeminarea asta a culturii pop la care asistăm la ora actuală. Iar Mira Popovici? Da, o grea întrebare, dar nu știu, măcar un bărbat care nu se va mai teme să plângă și să împărtășească lucruri cu femeile. Dacă mi se permite, aș dori să răspund și eu la această întrebare. Eu sper că bărbatul de mâine va fi acela care va avea dreptul să fie cine și ce vrea el să fie și că femeia de mâine va fi de asemenea cine și ce va vrea ea să fie. Iar Omira Popovici, Dinu Guțu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. De astăzi la Chioșcuri găsiți Dilema Veche cu dosarul M, masculin, coordonat de Iaromira Popovici. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând! Pe curând!